Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din zodia Săgetător. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din zodia Săgetător sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți un Săgetător în viața voastră și vreți să vedeți ce se întâmplă cu acest Săgetător în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, o carte pentru sănătate și o carte pentru afaceri, bani, carieră, situație financiară. Wow! În primul rând, aici, pe partea de dragoste, a ieșit Temperanța, arcana majoră care vă simbolizează pe voi. Plus că în acest set de cărți de tarot, Temperanța este comasată cu energia doiului de cupe. Nici că se putea un mesaj mai frumos pe partea de dragoste pentru Săgetători. Aici, în luna iulie, aveți toate șansele să fiți maxim de fericiți, fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație de lungă durată. Pentru cei singuri, în luna iulie, 99% o să vă întâlniți următorul partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, luna iulie va fi o lună foarte frumoasă, foarte echilibrată pe partea aceasta de relații sentimentale, de dragoste. Hai să vedem cum puteți să beneficiați la maxim de această energie pe partea de dragoste în luna iulie. Foarte interesant. Avem aici două cărți de mișcare și o carte de muncă, de acțiune. Atât optul de cupe cât și șasele de săbine vorbesc despre nevoia de a lăsa ceva în urmă, de a pleca. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca acest lucru să se manifeste foarte fizic prin o călătorie pe care o să o faceți în luna iulie împreună cu partenerul sau partenera, sau pentru cei singuri o călătorie în cadrul căreia o să vă întâlniți următorul partener sau parteneră. Atât optul de cupe cât și șasele de săbine arată că decizia este a voastră. Fie că vă relocați, vă mutați într-un alt oraș sau într-o altă țară, fie că plecați într-un concediu, fie că lăsați în urmă ceva metaforic, un gând, un mod de a fi, un mod de a gândi, un mod de a acționa, orice lăsați în urmă, este alegerea voastră și va fi pentru binele vostru. Prin urmare, aici vă încurajez să nu aveți dubii și atunci când simțiți nevoia să renunțați la ceva, să vă eliberați de ceva, să mergeți într-un loc nou, urmați-vă instinctul, pentru că acesta vă duce într-o direcție foarte frumoasă. Cu optul de monede văd că trebuie să vă readuc aminte de faptul că orice relație de succes nu este un lucru întâmplător. Nu este un lucru pe care universul ți-l dă pe tavă, ci este rezultatul unei munci continue, unui efort depus continuu, susținut zi de zi, de ambii parteneri. Prin urmare, dragii mei Săgetători, da, într-adevăr, aici în luna iulie aveți toate șansele pe care destinul vi le poate oferi, dar trebuie și voi să munciți asupra relației voastre, dacă sunteți deja într-o relație, sau dacă sunteți singuri, să faceți acești pași activi de a căuta următorul vostru partener sau parteneră. Pentru că luna iulie este momentul ideal să faceți acest lucru,
aveți toate șansele să găsiți o persoană cu care să fiți foarte compatibil. Nu lăsați să vă scape acest moment printre degete. Mai departe, pe partea de sănătate, pentru săgetători avem aici șasele de monede. O carte foarte interesantă care ne vorbește despre armonie și cooperare. Pentru cei care vreți să începeți o dietă, pentru cei care vreți să începeți să faceți sport, pentru cei care vreți să renunțați la un viciu, aici ar fi indicat să vă găsiți un grup de suport. Să găsiți oameni care au aceleași interese și care au aceleași țeluri ca și voi și să schimbați opinii, să schimbați păreri, să faceți anumite activități împreună cu aceste persoane, pentru că în felul acesta o să vă mențineți motivați. Pentru cei care aveți niște probleme de sănătate mai grave, aici șasele de monede ne arată că puteți să găsiți ajutor pentru a acoperi costurile cu tratamentul vostru sau cu investigațiile care sunt necesare pentru a afla exact care este problema voastră de sănătate. Acest ajutor poate să vină fie de la o instituție, sub formă de donații, fie de la niște membri din familie sau chiar de la niște prieteni sau colegi. Hai să clarificăm acest 6 de monede pe partea de sănătate pentru nativii din săgetător. Foarte interesant. Aici cu magicianul văd că este cumva în puterea voastră să manifestați această vindecare pe care vă doriți. Orice limitare care stă în calea vindecării voastre este cumva autoimpusă sau autodeclanșată, pentru că nu ați făcut tot ce se putea face astfel încât să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Dar cu magicianul mai aveți încă o șansă. Și dacă o să profitați de această șansă aici cu lumea, cu această arcană majoră, văd că lucrurile se pot finaliza și cum se finalizează cu doiul de cupe, se finalizează cu succes, într-un mod armonios, într-un mod plăcut pentru voi. Prin urmare, dragii mei săgetători, profitați de această energie din luna iulie. Dacă vreți să vă vindecați de ceva, dacă vreți să lăsați odată și pentru totdeauna în urmă o problemă de sănătate, profitați de toată această susținere care vine și din exterior, și din interior, și de la univers, și de la partenerul sau partenera de viață. Pentru că aici lucrurile se armonizează foarte frumos și chiar puteți să aveți niște rezultate fantastice. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei voastre, aici avem iarăși o combinație interesantă între arcana majoră moartea și 4 de săbii. Văd că pe sectorul acesta de afaceri, bani și carieră se întâmplă niște transformări radicale în viața voastră. Și cu 4 de săbii, recomandarea este să nu vă stresați foarte mult pentru aceste schimbări, fiindcă, per total, lucrurile o să iasă bine, o să iasă în favoarea voastră. Și atunci când simțiți că începeți să fiți așa copleșiți de prea multe gânduri, de griji, de tot felul de emoții din acestea negative, respirați adânc de 3 ori și mergeți să dormiți cel puțin jumătate de oră. Aici, cu 4 de bâte, cu 4 de săbii, este clar necesar să vă odihniți, să luați o pauză. Dacă puteți să vă planificați în luna iulie un concediu, ar fi momentul ideal ca să vă reîncărcați bateriile. Hai să clarificăm această carte de pe partea voastră de afaceri, bani și carieră. Ce vrea să ne transmită această carte pentru nativii din săgetător? Foarte interesant faptul că avem aici încă o dată 4 de săbii, nevoia de odihnă, nevoia de a face un pas în spate, nevoia de concediu. Deci, dragii mei săgetători, luați-vă cel puțin câteva zile de concediu în luna iulie, fiindcă aveți nevoie de acest lucru. Și aici, cu regele de monede, văd că fie o persoană de autoritate din compania pentru care lucrați, sau din organizația sau din domeniul în care activați, este de partea voastră, vă susține, vă ține spatele, vă ajută
în această transformare, fie poate chiar voi puteți să obțineți această promovare și atunci, înainte să treceți aici de pe un post pe altul sau dintr-o companie în alta, înainte să preluați următoarele responsabilități pe care le vreți, pe care voi chiar le doriți în cariera voastră, ar fi bine să vă luați acest concediu, să faceți această pauză cel puțin o săptămână între două locuri de muncă, între două organizații, între ce făceați înainte și ce o să faceți de acum înainte, pentru că în acest fel o să vă încărcați bateriile și o să puteți să dați un randament mai bun. Și cu doiul de săbii, o altă recomandare ar fi aici să aveți grijă să nu luați după voi limitările mentale din trecut, pentru că aici această moarte, această transformare vă duce la un nivel superior și ar fi păcat dacă ați luat după voi limitările mentale din trecut, care, apropo, sunt limitări autoimpuse. Aici aceste două săbii pot să vă constrângă, pentru că trebuie să le țineți constant în mână și nu aveți mâinile libere să faceți alte activități, sau pot să fie niște unelte cu ajutorul cărora vă eliberați și vă croiți un drum în carieră. Decizia este a voastră cum folosiți aceste două săbii. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți oracol Puterea Gândului. Un mesaj frumos, un gând frumos care să vă ajute și să vă motiveze în luna iulie. Vreau să vă atrag atenția că am continuat să fac și etalări zilnice pentru voi, dar etalările zilnice sunt drastic reduse. Sunt de un minut pe zi și vreau să le folosiți ca pe niște semne de circulație care să vă ajute să vă ghideze zi de zi. Dar majoritatea informațiilor de care aveți nevoie vreau să le luați din aceste etalări lunare. De aceea insist foarte mult să aflați care este ascendentul vostru, în ce semn zodiacal aveți luna natală. Pentru că în acest fel, dacă urmăriți etalările și pentru zodie, și pentru ascendent, și pentru luna natală, veți putea să vă faceți o imagine mai completă asupra riscurilor, asupra oportunităților, asupra lucrurilor care vă așteaptă în următoarea lună. Și acum hai să vedem pentru nativii din Săgetător. Mesajul este următorul. Sunt în siguranță. Este doar o schimbare. Trec toate hopurile cu veselie și ușurință. Vechiul se dezvăluie în noi și minunate experiențe. Viața mea devine din ce în ce mai bună. Un mesaj foarte frumos, care vine mai ales aici pe partea de carieră, dar și pe sănătate și pe dragoste, și vă aduce aminte să aveți încredere în planul divin, să aveți încredere în univers, pentru că acesta vă vrea doar binele și vă pune în față toate oportunitățile de creștere de care aveți nevoie și de care puteți să profitați la acest moment. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în detaliile următoare. Pa, pa!